Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc cum e cu sexul la pușcărie. Bineînțeles, la pușcărie numai tutunul e permis, băutura și femeile sunt interzise. De altfel, la pușcărie sunt cam puține femei. Sunt câteva doctorițe, câteva infirmiere în spitale sau în infirmerii, sunt câteva gardiențe, câteva asistente, deci cam asta e lumea feminină, cam puțină în pușcării. Deci, vă dați seama, bărbați care nu văd ani de zile, unii zeci de ani, femeie, o iau puțin razna, alții nu rezistă, se întorc pe invers, știți? Asta e, nu sunt eu capabil să judec, eu vă explic situația de fapt. Deci, în România avem cam 20.000 de deținuți în momentul ăsta. Ce s-a întâmplat? De exemplu, la Rahova, de exemplu, era la o mică infirmerie acolo, așa, pe secția 5-a și te duceai acolo, te dăteai un bilețel la gardian, te punea pe listă și după aia te scotea, eu știu, până la 2, până la 3 te scotea la infirmerie. Acolo și era o doctoriță care tot timpul avea pe lângă ea un băiețel drăguț, așa, adică un deținut drăguț. Deci se vedea că el se trăda în comportament, că fiind mai tânăr și mai copil, îl trăda comportamentul. Deci își agățase doamna doctor o trofanda, cum să zice, înțelegeți? N-am nimica. Știți, găina bătrână face ciorbă bună dacă morcovul e tânăr, așa să zic eu, nu știu. Așa, deci după aia tot la Rahova era într-o parte paralelă cu secția, o scurtă de pe secția 3-a, era clădirea unde erau deținuții comunitari, erau deținuții de la bucătărie și era și o mică secție de femei. Una, două cu crime și omorâse bărbatul sau amantul, știi, aiurel de-astea, nu știu ce să zic. După aia erau fete, dealer de droguri, drogate, prostituate, unele erau arestate gravide și nășteau în pârnaie și gardianii aveau o slăbiciune pentru copiii ăștia născuți în pârnăi. Probabil că toată viața lor o să stea numai în pârnăi, născuți în pârnăi, crescuți și probabil că și morți în pârnăi, Doamne ferește! Așa. Deci, dacă erai pe etajul 2 la secția 3, erai paralel cu etajul 3 de pe secția de femei. Și normal, se găsea tot timpul câte cineva stea la gargară cu ele. Așa. Majoritatea fomiste, bineînțeles, cum și majoritatea deținuților erau fomiști. Așa. Să făceau acolo gargară, nu știu ce, să discuta, mai ales seara după ce plecau organele, cadrele, nu știu ce, atunci era mai multă liniște și se putea vorbi. Și după aia, în funcție de cum deținuții le băgau bandă cumpărături la fete, le arăta și sânii, le arăta și ceva mai mult. Dacă le băgau mai mulți bani, le arăta și restul, știți? Acum nu sunt eu în măsură să judec treaba asta. E greu la pușcărie, fără femei, e foarte greu. Unii nu rezistă, așa. Și tot acolo și în secția asta unde erau femeile, la un etaj superior era infirmeria de bărbați. Erau 4 celule, între care una era pentru refuzul de hrană și 3 erau infirmeria. Acolo și era un moldovean care era și cam șchiop așa și cam dus cu pluta, era cam agresiv așa, dar se vedea că era un amărât care nu știa să stăpânească agresivitatea. Își găsise un iubit, adică el amărăștea și iubitul bogat. Era un evreu care avea niște cazinouri până la Pipera, până Băneasa, pe undeva și se găsise. Evreul era fetița moldoveanului, știi? Odată l-a și bătut, că știți că e dragoste cu năbădăi, știți? Adică să băteau, să îmbăcau, că așa e dragostea cu năbădăi. Bine că evreul îl hrănea normal, că probabil că avea sute de mii de euro, poate și milionar, deci avea de unde și trăiau amândoi acolo așa. O altă dată la Jilaba, ții minte că cobora în scările să ies la aer. Când cobor așa aproape jos la baza scărilor,
doi băieți ei se bucura unul de altul pe sub scălcebre, ne-am băgat și noi aici când avem, zic, treaba voastră, nu e treaba mea, știi? Deci își făceau de lucru acolo și a sub scărcă ce se întâmplă în celule, să feresc că oamenii nu înghit, știți? În general, dacă sunt pe invers oameni sau dacă sunt drogați, oamenii nu-i vor în celulă, că știu că au probleme, că le fac probleme, după aia se întâmplă ceva, cade și pe ei și au mandate și deci dacă sunt pe invers sau dacă sunt cu droguri, nu prea-i vrea lumea în celule. Trebuia, ții minte că eram la o celulă cu unul Johnny, cu judoka. Și ăsta veneau toți, zice, băi, judoka, lasă-ne, băi, și pe noi, dar trăgea și el pe nas, știi? Zice, lasă-ne, băi, judoka, și noi 5 minute la tine. Și noi știam că se duceau în baie și își băgau în vână sau își făceau un joint, știi? Că în celulele lor nu-i vroia ăia să ferea, că îi dătea afară din celule. Îi spunea să-și ia bagajele să se mute, dacă nu îi lua la bătaie, știi? Așa. Tot la Jilava era o secție de sidoși, Doamne ferește, și ăștia vorbeau așa în diagonală cu secția de femei, care secția Spitalul Jilava e separată de Pârnaia Jilava. Și deci de la clădirea de sidoși în diagonală se vorbea la clădirea de femei acolo, femei și fete. Băi, se vorbea ori în șir, se vorbea, se trâncănea, era obositor, știi? Tot la Jilava, la infirmerie, după secția a patra, era o fată, Ioana, o asistentă, fată bună, arăta chiar bine așa, la vreo 41-42, cu bătaie așa, înaltă, bine făcută, avea tot ce-i trebuia așa, îi dăruise mama natură tot ce-i trebuia. Bărbatul mai bătrân, că aia cu vreo 15 ani, el ședea pe acolo și pe foișor, tot timpul ședea de paz acolo și ea era mai zglobie așa, mergea la 100 de euro. Cine avea 100 de euro își făcea treaba cu ea, știi? Deci, dar știu că avea suflet bun, că de câte ori cereai un medicament, ceva și era singură pătură, îți dădea ce-i cereai, nu? Dacă erau cu colegele, să ferea, nu trebuia să-i cer, dar când era singură, îți dădea tot ce trebuia. Era regina pastilaților, că mulți iau pastile și le înghit sau le vând, că de foame te vindeau pastile, luau de la doctor și nu le foloseau, le vindeau după aia pe secție, la aer, pe unde te la tribunal, când plecai, pleca cu ele în buzunar și le vindea pe acolo, pe țigare, pe două, așa e la Pârnaia, nu pot eu să judec. După aia, la Colibaș, la Mioveni, acolo și la spital, iarăși era o asistentă care fusese profesoară pe vremuri, era așa mai tolerantă, te lăsa să-i pui mâna pe picioare, pe sân, nu știu ce, așa, probabil că avea un bărbat, eu știu, care avea probleme sau era mai nătâng, așa, mă rog, că mai sunt și băieți nătângi, așa, și după aia, când am fost la Dej de vreo 2-3 ori, la Deji, la un moment dat, la plimbare, apăruse Lolita. Lolita cine era? Un deținut cu părul lung până la fund, așa. Dacă îl priveai din spate, ziceai că e femeie, că normal, cu părul până la mijloc, așa, până la bru, era rar în pușcărie, aproape deloc. Și toată lumea pe lângă el, pe acolo, să-i facă oferte să vină, să se mute la el în celulă, să-și facă viața frumoasă. Îl îmbiau cu țigări, cu cafea, cu nu știu ce. Deci era Lolita, era răspățată, era vedetă. Acum nu stau eu să judec nimica. Așa e la pușcărie, unii sunt mai tari, alții sunt mai slabi, situația așa de natură că sistemul vrea să te distrugă neapărat, dacă ai apucat acolo trebuie să ieși în patru labe sau sclav, altfel nu e bine, nu le place să ieși întreg, știți că ăsta e rostul sistemului, să te distrugă, să te piseze, să te rupă și sufletește și spiritual, știi, ca să nu mai fii ființă umană niciodată și să te întorci întotdeauna înapoi la pușcărie, că asta e bucuria lor, să aibă pușcăriile pline, că ei trăiesc de pe treaba asta și fac afaceri și curate și ilegale, dar ei își permit, că ei sunt sistemul. Așa. După aia și la spitalul penitenciar de la Târgu Ocna, și acolo și-a mai era o chestie.
Erau niște căzi de-alea de baie unde făceai băi, dacă aveai ceva pe la spate, pe la fund, pe la nu știu ce, te băgai în căzile alea, făceai un fel de baie și normal că mai trăgea și asistenta cu ochiul sau eu mai arătai și tu din greșeală, așa că, mă rog, să merge și pe exhibiționism, înțelegeți? Așa e la pușcărie, nu putem să judecăm, că mai bine să stați afară, să n-ajungeți pe acolo, camarazi, nu e plăcut acolo, omul nu mai e om, e animal acolo și e tratat ca un animal, deci stați afară, stați cu minți, mai bine mâncați o farfurie mai puțin de mâncare și să aveți 10 lei mai puțin în buzunar, dar mai bine să fiți liberi. Deci, camarazi, v-am spus așa mare cum e cu sexul la pușcărie, sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem pre mai departe precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!